Ei, dragi prieteni, după cum vedeți, ridică mai cadrul, ridică să mă văd și eu așa. Bine v-am găsit, dragi prieteni. După cum vedeți, azi am foarte multe ajutoare. De ce? Fiindcă este 1 mai, este o zi cu grătare. O avem și pe Brigitte alături de noi, avem pe Lisa, pe Bogdan. Te rog frumos să te prezinți. Cum te cheamă? Spune! Zi! Zi! Ramona! Ramona! O avem și pe Ramona. Toată lumea este alături de noi astăzi, fiindcă de ce? Pregătim grătare, pregătim frigărui, pregătim mici, pregătim fiecare ce a avut și ce și-a pregătit și ce și-a dorit, mai ales fiindcă este 1 mai și tradițional a românii este ca de 1 mai să se facă grătarul, nu-i așa? Noi n-am plecat în natură fiindcă ne-a speriat vremea și prognoza, dar am rămas acasă, am rămas sus pe bloc la înălțime, unde pregătim, te rog frumos. Da? Deci astăzi pregătim asemenea animăluțe pe care le-am pus la grătar. Nu uitați, dragi prieteni, că această emisiune vă este oferită de Mona Lisa, cei care ne oferă de fiecare dată produse bune, tradiționale, carne bună, produse din carne și atenție la ei, nu găsiți conservanți într-un produs. Dacă ați luat o bucată de salam sau de cârnat și în 3-4 zile nu ați mâncat, o să vedeți că după aia prinde miros și prinde seripește și trebuie aruncată. De ce? Fiindcă dumneavoastră puteți să mergeți la Mona Lisa să vă luați de fiecare dată ce cantitate de produs vreți, fără conservanți. Deci acolo nu găsiți conservanți în produse. În rest, produse tradiționale, cârnați, mezeluri, carne proaspătă, carne de pui, carne de curcan, carne de porc, tot ce vreți dumneavoastră, ciuperci, ce găsiți în magazin, nu-i așa? Așa că, dragi prieteni, astăzi noi pregătim grătar tradițional de 1 mai la mare înălțime, adică sus, pe bloc, la noi, aici, acasă. Avem un grătar tradițional, nu avem nevoie de autorizație de mediu de la nimeni, fiindcă sunt acasă deasupra mea și nu trebuie să mă aprobe și să mă dezaprobe nimeni. Nu poluez, fiindcă focul este mic, nu fac fum. Avem ajutoarele, așa cum spuneam înainte. Te rog frumos să întoarce camera pe ajutoare. Ajutoarele, merge treaba? Da. Deci merge treaba. Ne-au venit și alte ajutoare. Așa? Deci, din păcate, vremea ne cam joacă feste. Dacă o să ne arate cipi-cipi, te rog să întorci camera în partea aia. Chiar dacă vremea va fi împotriva noastră, aducem umbrela, dar nu plecăm de aici. Stăm afară în aer liber, fiindcă de astea este mai. Așa că, dragi prieteni, nu vă poftesc de altceva decât poftă bună, nu vă doresc altceva decât să faceți și voi ceea ce facem și noi. Mergeți la Mona Lisa, ei pot să vă ofere de toate și hai să trecem la treabă. Niște mușchiuleți de porc și pulpă dezosată. Ia să vedem, arată-ne. Bun, aici ce ai? Puțină șunculiță de casă, niște slănină pentru frigărui. Și aici? Ceapa și ardeiul. Să înțeleg care... Ăsta e rezultatul. Și cam așa va fi la gata, da? Așa, spune-mi, ce ai pregătit pentru azi? Niște frigărui de porc, niște mici, niște cârnați, ca tot românul. Cu ce ocazie? De prima. E ziua muncii. De unde ai luat produsele? De la Mona Lisa, sponsorii noștri. Sunt produse bune, cum sunt? Proaspete, de calitate, cele mai bune prețuri. Am pentru grătar ce avem? Niște cârnați, niște mici, costița și pulpele cu aripi. Și pentru fiecare? Pentru fiecare. Ia, vă se mai mișcă? Nu. Am bidonul, trebuie adus. Duc eu să aduc. Care ordine? Acum pui. A, nu mă întreba. Păi cum să nu te întreb? Spune-ne acolo ce faci. Uite, ceapă, slănina, carnea, ardeiul și tot așa. Să anunță musafirii la masă? Mai trebuie să vină. Hai.
știi cum? Da. Ciao. Uite cum te simți pe care. Aia e săpună. De gustul de carne perfectă. Vrei să duci partea după aia. Te pricepi la croșetat? Da. Frigărui. Cum pui? Care e ordine? E ceapă, carne, slănină, șuncă. Nu, după slănină am pus ardei. Șuncă, da. Ceapă, ardei, carne, nu-i slană. Nu-i bătut în cuie. N-aia nu-i vreo ordine anume, oricum. Păi de ce nu? Păi nu trebuie neapărat așa. Păi dacă așa scrie la rețeta. E, trebuie să ne luăm neapărat pe rețetă, mai modificăm și noi. Totul e pregătit, abia așteptăm să le punem pe grătar, să vedem ia, cum o să ce e aici, acum ia. Totul e pregătit, frigărui i-am pus, cărnațul e pregătit, mai trebuie să scoatem mici și să punem pe grătar, să vedem cum o să iasă totul. Cum e 1 mai de astăzi? 1 mai, din cauza vremii, se pare că ne-am speriat puțin, dar sperăm să fie bine în continuare, ne simțim perfect. Bem o bere, mâncăm un mic, un frigărui. Cum e un, așa, un grătar la înălțime? Cum se simte? Un grătar la înălțime e perfect, chiar putem ieși aici pe bloc. Foarte frumos, nu exact ca și natură, dar e foarte bine. Da, e ardeiul, că nu mai avem ardei la frigărui. Câte frigărui ați făcut? În jur de circa. Avem vreo 20. Cum e timp mai de astăzi? Foarte bine, vremea ține cu noi, deocamdată nu plouă. Și ce urmează? Să ardem frigăruile. O berică? Hai, mi-ai adus? Tu, cum simți întâi mai? Foarte bine, păcat că e vremea urâtă. Dar nu e urâtă. Ba, o să plouă mai târziu. Știi tu? Da. Și dacă nu plouă? Dacă nu plouă, e foarte bine. Mă bucur. Se simte că e sărbătoare? Da. Chiar dacă suntem la înălțime aici? Da, da. Cum e grătarul pe bloc? Super. Trebuie ceva de umblat în grătar. Dar nu se mai... Focul cât de cât trebuie să fie... Cum trebuie să fie făcut? Să fie scăzut și întorci de cât mai multe ori întorci ca să nu se ardă. Deoarece când se ard, nu se mai simte același gust. Să sfârie grătarele. Întâi mai azi. Suntem pregătiți. Acum se fac bine. Numai vremea de nu și-ar bate joc de noi. Uite la vale ce facem, urmează. Nu acolo, că nu pe. Cum e? Cam grele, ha? Iasă bine. Merge? Bine și ploaia, nu ne lăsăm de grătar. Pe ploaie și pe vânt. Pare că frigăriuii s-au cam gătat. Începem să-i scoatem de pe grătar. Au ieșit foarte bine. Clienții așteaptă să fie fericiți. Sperăm să nu dispară cum îi scoatem. Multă lume aici, mâncare este. Bogdane, ce pui? Niște costiță. Asta merge bine cu bere. Facem să fie bine azi. Azi e 1 mai. Arată bine de tot. Ești în grevă, bun. Felicitări acum. Bine de tot. Ai cu tine, de la mine. Până acum te faci bine, dar ce faci acum? Până acum e bine, ești de tot. Până acum e bine. De mâine când o să vină. O să facă de sus, că trebuie să facă. Asta e o nouă metodă de grătar? Ploaia n-are ce să ne facă, avem și umbrele, suntem pregătiți să ne dotați cu tot ce trebuie. Tot de mâncă grătare sub umbrele, nu tu? Nu-i problemă, eu pot să, pot să mă plouă până mâine. Stingem cu puțină țuică și ok. Grătarul se ia.
Trăiască 1 mai, ha? De 1 mai, asta, așa. Sănătate! Nu închide! Pune și câta cotlet aici. O venit și Răzvan bețivul cu noi. Avem oaspeți noi, se pare. Bețivan, pe cine ai mai chemat? Bogdan, pe cine ai mai chemat? Răzvan, prietenul meu. Spaima sticlelor de bere. Se pare că am scăpat de ploaie, dar... Ori veni pe țivanii cu noi. Dar asta e mixtura. Da, ce-a mai rămas de pus? Bineînțeles, la final, Nici. Sperăm să avem toți poftă. Arată bine. Mici de la Mona Lisa, bineînțeles. Așa, cei mai buni mici. Cei mai buni mici. Cea mai bună pastă măcinată. Sperăm să iasă bine. Giovanni, dacă vreți ceva, cumva de acolo, avem bun bunilor. Să vedeți măcar că ceva. Am vorbit cu mama, am zis acum la ei liberi, nebunie, e weekend și eventual după luni încolo să vedem ce zic cum. Nu acum. Colegi? Dar de trimis am trimis. Nu e gata, nu? Trebuie să mai trebuie răsat un pic. E din partea mai de sus, de acolo. Aici, nu? Da, da. Splendoare de mici, splendoare de 1 mai, splendoare! S-a zumat asta de când n-a fiit. Rog, sănătate, trăiască 1 mai! Sănătate! Păi da, stai că te-am dus în spate. Ce vreau pe chiar? O să mănânc cu mâna asta. Da. Unde spun? În ce parte? Oriunde. Ei, dragi prieteni, și așa se încheie o zi de 1 mai, un 1 mai mucitorez la înălțime, sus pe bloc, cu grătare, cu preparate, cu extraordinare produse din carne de la Mona Lisa. Fiindcă acolo găsiți pui, găsiți porc, găsiți... Alo, opoziția, mai încet acolo, vedeți ce e spatele meu, da? Se mănâncă, se bea, se petrece ca de 1 mai. Așa că le mulțumim prietenilor de la Mona Lisa pentru ceea ce ne oferi și astăzi. Nu uitați, un grătar bun, un grătar reușit se face cu produse de la Mona Lisa. Să fiți sănătoși, ne vedem săptămâna viitoare. Ciao, ciao.